Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitatul meu din această seară este prefectul județului Maramureș, domnul Anton Ruhian. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și cele bune sighetenilor și celor care îi înconjoară sau sunt vecini cu ei. Sigur, e prima oară când sunteți în studiourile noastre și ați mai fost în Maramureșul istoric de câteva ori de când ați ajuns prefect și înainte, când erați în activitatea politică. V-aș întreba, în primul rând, cum v-ați instalat, iată, după o vreme, în funcția de prefect. Poate mulți dintre sighetenii care ne urmăresc la această oră nu vă văd cu par foarte bun, pentru că a fost schimbat un om de-al locului, fostul prefect fiind chiar de aici, din Sighetul Marmației. Dar v-aș întreba, totuși, ce înseamnă să fii prefect și cum vă simțiți în poziția aceasta? Păi, în primul rând, vreau să-ți răspund ție și sighetenilor care nu m-ar vedea bine, că nu au motive să nu mă vadă bine. Dacă la început a fost un prefect care era sighetean, trebuie să mă consider că eu sunt jumătate sighetean sau dacă m-ar lua după măritat, aș fi și eu sighetean. Soția mea este din Sighet, Ioana Bedean, pe numele de familie. Cunosc Sighetul foarte bine, cunosc problemele Sighetului foarte bine. Am fost implicat în viața politică din Sighet și fostul prefect sau sighetenii, nu prefectul neapărat, nu trebuie să fie deranjați de decizia care s-a luat și nu vreau să o comentez. Bun, vreau să spun un singur lucru. A fost un moment aluretnic și celălalt este momentul Rohian. Și comentariile le las să o facă altcineva, dar cred că n-au ce comentarii să facă, pentru că a fost un moment, cum să spun eu, cuvântul e prea pretențios, istoric, să mă întâlnesc cu rednic și să discutăm câteva probleme. Restul problemelor sunt legate de o altă implicare care se numește județul Maramureș, ca viziune a ceea ce sunt eu ca fost om politic și a modului în care eram implicat în activitatea administrativă și politica județului. Și această dimensiune mi se pare mie că la un moment dat când am luat decizia asta m-a determinat să mă instalez, cum ai spus tu, în scaunul de prefect sau în acest post administrativ vremelnic. Bun, până la urmă, indiferent ce nume poartă, prefectul are și rădăcini în Sighetul Marmației. Asta cred că e un lucru bun pentru cei din Maramureșul istoric și v-aș întreba cum vă leagă, cum reușiți să deschideți noi oportunități pentru Maramureșul istoric în condițiile în care se știe că, de obicei, dacă prefectura e la Baia Mare și în municipiul e ședință de județ, de această parte a Maramureșului se uită foarte des. Acum n-aș vrea să fiu rău că sunt invitatul tău. Ce schimbări formidabile ați simțit voi când ați avut prefect de Sighet? Și n-aș vrea să-mi răspunzi. Sau care au fost bunăstările? Asta sau... știu telespectatorii cel mai bine. Așa. În al doilea rând, niciodată n-am făcut diferența asta. Cred că era o diferență subiectivă. Prefectul trebuie să fie de zona Marașului istoric, președintele să fie de zona de dincolo. Nu cred. Important este omul. Și dacă este să mă raportez la activitatea mea administrativă și politică până a fi numit prefect, aproape toată activitatea mea politică m-am dus-o din coace de deal, pentru că am folegat într-un fel de structura mea de țăran, de om care provine din mediul lor și m-am identificat cu foarte mult, foarte mult această, nu cu foarte mult, m-am identificat cu acești oameni care până obârșe și prin munca lor. Am vorbit de foarte multe ori, sau aproape tot timpul am vorbit în numele lor și pentru ei. În măsură am putut să rezolv câteva probleme, au fost bine, dar de foarte multe ori am dat rateuri în multe probleme care am vrut să-i asociez, am vrut să vorbesc pentru ei ca să le fie mai bine, dar posibil că n-am avut totdeauna un numitor comun. Dar, repet, pentru mine Maramureșul în ansamblul lui și istoric, pe partea asta alaltă, înseamnă foarte mult din punct de vedere a ceea ce este rădăcina noastră și brandul nostru la nivel național și mondial. M-ai întrebat că care ar fi implicarea mea. Și dacă ți-aș spune că obiectivul meu după funcție de prefect, în afară de faptul că sunt reprezentantul guvernului Ponta în teritoriu, este un obiectiv care am vorbit cu câțiva fost colegi politici și acum sunt parlamentari, că e cazul să facem ceva pentru Maramureș, pentru Maramureșul istoric mai ales,
Și poate că e șansa noastră să deschidem un culoar care să lege Maramureșul ăsta, dacă nu l-am legat de vest, n-am spus neapărat de est, dar poate de nord. Și mi-am făcut un plan 1 și un plan A și plan B, ca discuția care o știu de când eram un politic de acest spot peste Tisa, să încercăm să-l materializăm. Și atunci am transmis câteva mesaje legate de invitațiile care mi-au parvenit la prefectură să particip la anumite serbări ale românilor de peste Tisa, ale ucrainienilor de peste Tisa, a ucrainienilor din Maramureșul istoric, și am avut cele două regiuni, Ivano-Franchis și Transcarpatia. M-am documentat și am reluat un proiect de care foarte mulți politicieni s-au legat, ca și de tunelul de pe Sugutâi, că ar fi foarte important să se întâmple la Sighet. Deci este vorba de podul peste Tisa. Bun, asta înseamnă că ați avut întâlniri în Ucraina cu omologii dumneavoastră privitor la acest subiect? Nu, am transmis câteva informații prin consilierul meu care este la prefectură, dacă poate să vorbească cu partea ucraineană, că vreau să mă văd cu ei, nu neapărat în a ne întâlni accidental sau la aceste festivități. Să fie o întâlnire oficială prin care să pot face lobby-ul necesar către Ministerul de Externe și către primul ministru legat de importanța acestui obiectiv, pe care l-am scos de la naftalină după 10 ani. N-aș vrea din acest lucru să înțeleagă sighetenii și maramureșenii că s-au rămas celelalte probleme ale județului deoparte. Dar am considerat, făcând o analiză, că trebuie să informez pe maramureșeni. Eu am început activitatea mea în administrație, în prefectură, întâlnindu-ne prima dată cu oamenii de afaceri. Pentru că am simțit că suntem într-un impas. Politicienii vorbesc de oamenii de afaceri și poate că niciodată nu i-am întrebat ce se întâmplă cu ei. Și eu, în primul, dacă tot era să îi mulțumesc pe sighetenii într-un fel sau altă, prima mea întâlnire după ce am fost numit prefect a fost să mă întâlnesc cu unul din cei mai puternici oameni de afaceri din această zonă, care se numește Godja Vasile. Pe lângă faptul că m-am întâlnit cu el, i-am promis foarte mult că am să mă implic în modul în care se pot rezolva anumite probleme legate de întreprindere, de firmă. Și am mai făcut încă un lucru cu deputatul Simon Gheorghe. I-am promis că, indiferent în ce caz te vine președintele Camerei Deputaților în această zonă, va fi sigur vizitat de al treilea om în stat ca să vadă că există în Sighet viață, există activitate economică și păcat că suntem lăsați de atâția ani într-o derută pe care nu înțelegem nici noi. Bun, atunci l-am văzut pe Valerius Gonea în municipiul Sighetul Marmației, chiar în preajma sărbătorilor pascale, și v-aș întreba totuși, vin aceste personalități de la București, vine al treilea om în stat, cum spuneți dumneavoastră, sunteți reprezentantul guvernului Ponta în teritoriu, dar de cele mai multe ori oamenii politici, cei din administrație, vin, văd, spun ce frumos e Maramureșul, dar ar fi nevoie și de rezolvarea unor probleme, pleacă și după aceea uită sau se iau cu altele de ale lor de pe la București și până la urmă la noi nu se prea mai întâmplă mare lucru. Ei, exact, poate pe această problematică am vrut să îmi schimb ideea de a găsi foarte multe obiective să le facem în județul Maramureș și m-am legat de ceea ce se numește acest pod peste Tisa. Am făcut o analiză economică, ce înseamnă schimburi economice, ce înseamnă export și import pe această variantă. Am înțeles ce înseamnă să faci 200 de kilometri pe la Halmeu să vii cu dealele. Am înțeles ce înseamnă să fie 20 de tiruri care să meargă spre Moscova și spre Kiev și nu numai. Și am văzut ce înseamnă câțiva întreprinzători din Baia Mare ca investiție pe Ivano-Franchisk. Așa. Și am zis, domnule, că singura problemă este să vorbim cu oameni de afaceri. Și dacă este o corespondență în zona Transcarpatiei, atunci e o problemă ok. Din discuțiile care au avut colegul meu din prefectură cu omologii ucrainieni, am primit un feedback din partea guvernatorului Ledea de la Transcarpatiei, care mi-a făcut o invitație să mă întâlnesc cu dânsul la Ușgorod.
Și de aici a început o discuție foarte pragmatică, care trebuie să fie derulată pe durata două zile, care s-a desfășurat într-o zi, în care, de ce să nu spun sau să-mi asum ce spun acum, am transmis că participăm și respectăm toate protocolurile care trebuie respectate. Dar aș vrea de la aceste bucurii de a ne vedea să ne transformăm în bucurii de a face ceva. Și guvernatorul regiunii mi-a înțeles mesajul, mi-a făcut invitația și de așa natură s-au durat discuțiile încât eu, ca prefect al județului Maramureș, vreau să vă spun că am speranța mare că această investiție se va dezlega și se va porni pe ea într-o idee în care 2014, într-un nou buget care trebuie să fie aprobat, să intre pe linie dreaptă. Și să vă spun de ce. E singura noastră șansă. Pe proiectele europene este un lucru. Faptul că mi-a transmis guvernatorul că suma care trebuie să îi fie investită pentru acest pod este în jur de 10 milioane, în care este inclus TVA-ul de euro, mi-a arătat așa, suma asta pentru cele două țări ar trebui să însemne atât. Și ar fi foarte mare pentru zonă și numai pentru Maramureș, pentru tot ce se numește partea de nord-vest, dacă tot era voie să vorbim de regiuni. Asta a fost ideea mea. Înainte de a veni la tine în emisiune, m-am întâlnit cu deputatul Simon. Noi, în Transcarpate, am semnat un protocol între județul Maramureș și regiunea Transcarpatia, prin care am informat cele două guverne de întâlnirea noastră și care sunt intențiile punctuale de a face acest lucru. Am făcut două colective de lucru, unul ucrainean, unul românesc. Cel ucrainean va fi condus de viceguvernatorul din Transcarpatia, cel de la noi din Maramureș va fi condus de subprefectul Pamfil Berceanu, cu arhitectul șef, cu un consilier județean. Și bineînțeles, în premieră spun că în cooptarea acestui colectiv va fi și viceprimarul Scubli. Sper să nu-mi refuze oferta. Având în vedere că tot vorbim de Sighet și de Sighetens, să simtă că nu s-a schimbat deja prefectul. Bun, ați vorbit despre legătura feroviară la un moment dat și m-aș întoarce puțin aici în Maramureș din Ucraina, unde ne-ați dus, să spun așa, cu activitatea dumneavoastră. De curând, CFR Călător a izolat Maramureșul prin diverse suspendări de trenuri. Nu știu dacă sunteți la curent cu ele. Și v-aș întreba dacă ați făcut demersuri în acest sens. Am făcut două demersuri și săptămâna viitoare sunt în București de miercuri până vineri. La un curs. Trebuie să recunosc, nu mi s-a răspuns foarte prompt la cererea ca să nu cumva să fie izolat Sighetul pe calea ferată. Și răspunsul a fost în felul următor. Este un deputat și un senator de Sighet, este un prefect și cred că vocea lor trebuie să fie una singură. Sighetul nu poate fi izolat și această cale ferată trebuie să funcționeze. Și eu sper să avem aceste abilități ca să reușim să deschidem această cale care este ferată pentru Sighet și tot ce se numește această investiție care o cântam cei care sunt de vârsta mea. Un telespectator vă întreabă, domnule prefect, de ce nu mai există biroul prefectural în municipiul Sighetul Marmației? N-aș putea să-i răspund, dar aș putea să-i spun următoarea problemă. Posibil că noua structură de organizare a regiunilor și prefectura să aibă câteva probleme în ceea ce va fi organizarea ei. Am avut o discuție la guvern, la Ministerul de Interne, vis-a-vis de un birou prefectural aici și mi s-a spus că momentan nu se poate discuta această idee de a se redeschide acel birou prefectural. Când s-a închis, n-am avut informația de ce s-a închis, lipsa eficienței, modul în care s-au făcut anumite reduceri pentru că se face economie la buget, nu pot să vă spun acum. Dar intervenția mea a fost ca să redeschid acel birou prefectural, dar în noua structură, dacă se va ajunge la regionalizare, atunci posibil să vă spun mai multe date după ce mă întorc de la București. Bun, dar la ora actuală cum poate lua legătura maramureșanul din această parte a Maramureșului, sigheteanul, cu prefectura la un moment dat? Doar mergând la Baia Mare? E una din problemele care astăzi sunt cele accesibile sau cele care îi permit treaba asta, dar
În cadrul Colegiului Prefectural am stabilit următorul program de lucru. Eu marți mă întâlnesc cu toți maramureșenii care vor să aibă discuție cu mine. Și nu sunt puțini. În al doilea rând, eu mi-am făcut un obicei, conducând și Direcția Agricolă la un moment dat, să mă deplasez în zonele istorice ale acestui județ. Maramureșul istoric, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Chioarului. Așa că aproape în cele 4 săptămâni dintr-o lună sunt în aceste zone și de la cei care conduc deconcentratele până la cei cu probleme mă întâlnesc cu ei. Ori în zona Vișeului, în Sighet m-am întâlnit în Sighet, la Târgul, în Târgul Lăpuș am fost în Târgul Lăpuș, în zona Chioarului m-am întâlnit la Reniș. Deci, aceeași problemă este și cu OPC-ul, ne mai semnalează telespectatorul nostru. Nici protecția consumatorului n-are în zonă un birou sau un reprezentant la care să poți să te plângi, trebuie să mergi la Baia Mare. V-am auzit deseori, domnule prefect, vorbind despre faptul că v-ați dori un brand al Maramureșului, că în spatele dumneavoastră la teleconferințe v-ați dori și altceva decât steagul României și, mă rog, un perete albastru și scris acolo județul Maramureș, din câte mi-amintesc eu. Ați evoluat pe subiectul acesta și v-aș întreba dacă ați avut vreo discuție și cu președintele Consiliului Județean, cu Zanfir Ciceu, care are, de altfel, în Suborne, dacă nu mă înșel, un birou care se ocupă de promovarea turistică a Maramureșului. Și se mai duce pe la Berlin, prin China, prin alte țări cu târgul ăsta. Aici problema de a promova Maramureșul, sunt mai multe căi de a promova Maramureșul. Problema care am simțit-o când am ajuns la prefectură, stând de 22 de ani prin prefectură cu anumite activități, niciodată nu m-am gândit că videoconferințele care se fac la nivel de guvern, cu tot ce se numește administrațiile județene, prima mea videoconferință cu guvernul, cu premierul Ponta, a fost când am vizualizat toate județele la nivel național și am constatat că anumite județe care au fost preocupate să spună că județul respectiv are ceva de zis prin ce este istorie sau ce este identitatea lui ca și județ, la noi am constatat că scrie instituția prefectului și stema Republicii și stema județului. Și m-am gândit că brandul nostru maramureșan, dacă este să ne raportăm la noi ca maramureșeni, era vorba de bisericile care de lemn pe care ne mândrim peste tot în lume și poarta maramureșană. Nu mai vorbesc de port, nu mai vorbesc de oameni. Și atunci m-am gândit, ce se poate pune acolo? Nu se poate pune. De ce nu s-a pus? Nu de ce că nu știe ce se poate pune. M-a durut sufletul că de atâția ani în care prefectura a avut și are și în momentul de față un cuvânt foarte greu în județ și la nivel de guvern, m-am gândit, cum e posibil de nimeni nu s-a trezit la toată această poveste? Și atunci am luat un arhitect, am luat un om care este în sfera de cultură a județului și am cerut să-mi facă, să-mi propună un mod de a fi identificați când se deschide site-ul și scrie județul Maramureș, să nu mai spună și dacă nu să scrie județul Maramureș sau să scrie în față prefectul Rohian, ăsta e Maramureșul. Și suntem în faza în care să relochează acel studio 105, camera 105, adică prin care să fac videoconferințe la nivel de județ și în spatele lui, în timpul ce mi-am scos, va apare un mod de a da un brand județului Maramureș și de a fi identificați în orice moment, din orice poziție și din orice față a lumii. Unde îl mutați, dacă nu e încă un secret? Nu se mută, 105 rămâne acolo, dar sala se modernizează și în spate va avea acest brand, va avea această imagine care o să identifice județul Maramureș. Cum priviți perspectiva regionalizării? Bănesc că ați discutat cel puțin la nivel de minister, poate și cu Liviu Dragnea pe această temă. Ce se va întâmpla cu Maramureșul în momentul în care va apărea această regionalizare? Știm că cel puțin din proiectele arătate până acum în presă se va subordona Clujului și acolo va fi centrul, să spunem așa, administrativ al regiunii. Care va fi impactul asupra Maramureșului? Acum, n-aș vrea să devin fățarnic sau machiavelic și să spun, da, știți că va fi bine și va fi o treabă foarte bună.
Marea Mărășele au mândria lor și nu cred că va fi ștarsă niciodată. În al doilea rând, în acești ani am simțit următorul lucru. Foarte mult din cei care vorbesc despre Maramureș și cred în maramureșeni și în Maramureș nu au avut grijă ca să nu ne pierdem identitatea. Pe toată Valea Izeș, pe Valea Vișeului, pe Valea Lăpușului, Parieș, n-am văzut niciun om care să fie foarte scandalizat când au apărut acele case cu târnațuri și cu balcoane de aluminiu. N-am văzut niciun fel de scandalizare pe comune când în momentul a apărut, când gardurile au apărut din aluminiu și cu tot felul de vopsile pe ele. Niciodată nu am văzut că scandalizați să vină la prefectură sau în altă parte să zică dacă nu opriți voi, îl oprim noi, cum astăzi spun că opresc drumul, că avem o problemă. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, vorbim foarte mult tot timpul despre noi, că suntem de puternici și nu luând o atitudine, am încercat să vorbesc eu în numele lor cât mi-a putut permite mintea și sufletul. Nu e posibil să gândească cineva sau un maramureșan că noi am putea fi șters ca identitate de pe orice regiune, în orice aranjament regional am putea fi angrenați. Dar, după 23 de ani, domnul Stanislav, vreau să vă spun un lucru. Mineritul s-a închis. Exploatarea minieră s-a dus. Pădurile aproape le-am tăiat toate. Ce pe ce stă economia județului Maramureș astăzi, vă spun foarte responsabil, este pe mobilă și recunosc în fața dumneavoastră azi aici, Sighetu este orașul cu dezvoltare economică care mie îmi face cinste și mă bucură din toate punctele de vedere. Și cât am să pot, am să fiu lângă acești oameni de afaceri care chiar merită toată responsabilitatea. Să nu trec de la regiunea, mă întorc înapoi la Transcarpatia. Goja are o fabrică dincolo, în Bocșcoi. Și am fost acolo. Știți ce mi-a spus guvernatorul Transcarpatiei când a fost acolo? A fost primul care a fost acolo la deschiderea fabricii și a făcut el primul scaun. Vreau să vă spun cu mare rușine din partea mea și a unul care a condus județul ăsta, nu cred că unul dintre cei care au condus județul până astăzi s-au dus în aceste întreprinderi să vadă cu ce se confruntă oamenii de afaceri, acești oameni care dau de fapt plus valoarea. Pentru că această nemernicie de a zice că te interesează și n-a călcat odată în fabrică sau ți-ai dus să vezi cu ce se confruntă oamenii aia, e o mare nemernicie și politică și a omului care conduce. Astea sunt câteva lucruri foarte importante și a celor care astăzi sunt în Parlament. Pentru că a vorbit numele oamenilor și nu a vedea care sunt nevoile reale, pentru că te întâlnești cu oamenii, sunt foarte multe probleme. Nu vreau să vă zic că mă întorc înapoi la bârșa mea de țăran, la prefectură, în marța, când au cu mine audiență, dacă nu stau acolo, întreabă, zice, prefectul e aici? Păi nu e aici, nu mai stau. Toată lumea vrea să vorbească normal cu persoana... A doua problemă, cred că marele lucru care e astăzi în județul Maramureș și cealaltă. Bun, dar să nu ne uitați cu regionalizarea, pentru că spuneți că vă întâlniți cu oamenii și sunt convins că mulți dintre ei n-or să fie foarte bucuroși în momentul în care pentru o hârtie sau alta pe care acum o iau de la prefectura din Baia Mare și așa nu există în Sighetul Marmației birou prefectural, OPC și așa mai departe, când va fi regionalizarea se vor duce la Cluj-Napoca. Nu vor fi foarte fericiți. Sunt în măsură să răspund la această întrebare, nu să merg nimeni la niciun Cluj-Napoca și nici în Bistrița și nici în Oradea și nici la Satu Mare. Toate aceste servicii, pentru că dacă lucrul se face pentru regionalizare, nu se face ca să ducem oamenii din Maramureș și din Vat și din ziceți, din Sarasău sau din Săcel în Cluj. Toate serviciile o să fie la îndemâna lor. Și eu vă spune prefectul Rohian astăzi că nu se va duce nicăieri din contră, poate să ne apropiem mai mult de zona în care suntem aici peste deal și de cei care sunt dincolo de deal. Nu se va întâmpla treaba asta. Problema este alta. Această regionalizare vrea să satisfacă celelalte lucruri. Pe ce ne dezvoltăm în următorii ani, pe o perioadă medie sau lungă de timp, ca și județ? Ce oferim oamenilor ăsta, tinerilor care sunt plecați de aici? Pentru că maramureșeni aproape foarte mulți sunt plecați dincolo. Ce le oferim acestor tineri sau familiilor care sunt acolo să revină înapoi acasă? Și când vin înapoi acasă să nu gândească că își fac casa ca și în Barcelona sau ca și în Madrid sau ca și în Milano, ci exact cum e ca pe Valea Vișeului sau pe Valea Izei. Astea sunt problemele care trebuie să preocupe pe cei care vor administra sau vor gândi pentru Maramureș.
Vă dau un exemplu, am spus-o și în Baia Mare, poate că n-am fost recepționat la nivel de Siget. În Japonia, la o întâlnire cu oamenii de afaceri și de cultură, într-un mare club, s-a cerut celor care erau foarte mari inventatori, din 7 linii, să arate un brand a unei zone prin care, din sală, să spună că cine-i, ce reprezintă această zonă. Și un japonez, din 7 linii, a făcut o biserică. Și din sală a spus, asta e. Cu turnul ăla de 170 de metri sau de 75 de metri. Și am zis, ce înseamnă asta? O, asta e biserică din Maramureș. Dar unde e Maramureșul? Deci el știa că e din Maramureș și Maramureșul nu știa unde e. Și asta trebuie să de mult de gândit la cei care vor gândi despre a izola sau pune în altă pagină istorică județul în 2013. Și am mare încredere că cei care vor gândi regionalizarea. Eu acum nu am adus acum aici, că eram pornit să mă întâlnesc cu oierii din județul ăsta, că acum stăpânirea județului sunt oierii. Că dacă n-ar fi banii de la apă, nu aveți grijă că n-ar fi nici ăștia. Lucrul este cert că sunt oameni de cultură în județul ăsta, sunt oameni care eu în următoarea perioadă am să mă întâlnesc cu ei și o să ne facem un plan de prezentare ceea ce înseamnă județul Maramureș pentru viitoarea regiune. Dar dacă se vor face regiune, sunt convins că foarte multe nevoi acestei regiuni se vor muta către județul Maramureș. După 23 de ani îl exemplific sau îl citesc pe domnul președinte a Camerei Deputaților Zgonea. N-am văzut în viața mea asemenea drumuri și nu mi-am putut da seama că poate fi asemenea frumusețe și cu asemenea artere de circulație pe ele. Dacă omul ăsta a spus lucrul ăsta, atunci posibil noi câțiva să ne ținem de mâna lui și de tot ce poate face să scoatem județul ăsta din această izolare după 23 de ani. Fără să ne gândim că vom face gutâiul, vom face tunel pe sub gutâi. Posibil tunelul, când acest pod o să fie făcut, posibil să vină și tunelul. Dar tunelul înaintea acestui pod, mă gândesc că nu se poate face. Și eu mă gândesc că o să găsim feedback-ul în guvern și în administrație să priceapă că este foarte important pentru Maramureș și nu numai acest pod. Dar cineva mi-a spus să nu fiu foarte entuziasmat când s-ar putea ca partea ucraineană să aibă o problemă care să gândească că mai amânăm. Am găsit acolo guvernatorul, e om de afaceri. Viceguvernatorul este om de afaceri. Prefectul de Rahin, Dimitri, este om de afaceri. Și am simțit că doresc să treacă de la vorbe și de la a închina câte un pahar de vodcă la lucruri pragmatice. Și cred că lucrul ăsta se va întâmpla. Dacă nu se va întâmpla, am să-mi iau peste obraz ceea ce se numește o palmă a sighetenilor și nu numai.